Domnul Stelica. Serios. Bine v-am găsit. Bine ați venit la noi. Așa, aici cu echipa mică. Echipa mică. Uite, vezi, am zis că merem să filmăm apele de alea, vin deja în jos. Aici, în zona asta. Băiete, ai zis că timerul? N-am zis că mare Costel. Ai în casă, mă. E, dar la el o vreau să zică. Ai în casă brișcă, numai tu nu știi de ea. Adică ai ascuns-o? Nu ascuns-o. Nu ascuns-o, cum s-o ascundă, dar nu știe el de ea. Nu știe, nu se știe. Da, bine-ți mereu mașina încă, știi? Adică? Zic că e mașină bună asta. Dar nu te-am luat-o să margă. De câți ani e la tine? Dar ce nu mi le dai? Da, e vreo 3-4 ani. Da, și de ce nu mi le dai? Da, nu știi că sunt casă în dulap, briștile. Nu știu. Păi e destul de rău că nu știi e brișca ta. Dar ăla-i proprietatea ta. Bine că mi-ai spus. Ăla a fost. Ăsta. Cum ai zis? Că când o zis, frate. Și nu o zis bine. Nu, când se pronunță. Am înțeles. Că când. Am înțeles. Dar tu o să poți să mânci mărul la singur? Indiferent. Și nu mai dai la nimeni din el? Ba da, la facem un film astăzi de 2 ore, cameraman. 2 ore? Facem un film de 2 ore să fie. Și apoi ce? Nu! Ce-o face două? Red Bull azi n-am băut deloc. Așa, dar... Normal, ca să fiu ăla din 2016, așa. 2015, când am început să filmăm, da. Ar fi trebuit să beau două Red Bull, să mă prind așa din tricou, să-l rup din pe mine jos, dar am depășit momentele alea. Am înțeles. Nu mai vreau să demonstrez la nimeni nimic, nu mai vreau să fac nimic, nu mai vreau să... Ce fost de demonstrat, s-o demonstrat. Dar n-ai ce să demonstrez la cine ce, că nu. Aha. Prietenii în ziua de azi ca umbrele. Stai o secundă, nu înțeleg ce vrei să zic. Da, prietenii din ziua de azi 2023 ca umbrele. Vine, ce înseamnă? Dispare, vine norii, vin norii, apar umbrele. Dispar norii, dispar umbrele. Nu, no, încă eu asta... Da. Deci prietenii în ziua de azi ca umbrele. Eu personal n-am decât pământeștile-i la mână. Să știu ei care nu se pun numele, ăla mi. Am înțeles. Dar numai pământeștile-i la mână poți să-i numești. Ăla ar fi 1, 2, 3, 5, atât. În rest, cunoștințe, relații, figuri, presii artistice și atât. Așa. Și în caz de vreo problemă? Da, în caz de problemă, familia și copiii, soția și copiii. Cam atât, da? În caz de o problemă, soția și copiii, ei fair play necondiționat. Am înțeles. Până la ultima. Și în ultimul timp am și încercat să îmi creez situații de așa natură, să nu depind de nimeni. Aia înseamnă treabă bună. Să nu ai probleme, să nu ai... Discuții cu nimeni, să n-ai acățături, să n-ai combinații, să n-ai ce faci, să faci tu de capul tot pe barba ta. Așa, bravo. Da. Și atunci? Deja când într-o schemă, într-o figură, într-o combinație, într-o afacere, mai mult, deja începe deranjul. Deranjul și discuții. Începe deranjul, eu nu mi-am luat partea, tu ți-ai luat mai mult, aia așa, aia așa, aia nu e așa, aia e altfel. Chiar dacă e vorba de un milion? Da, dacă e vorba de un leu. Bă, la un leu, am văzut oameni care s-au certat la un leu. Un leu de la Verdi. Nu dai naibii. Da, da. Am înțeles. Mașina e bună și mere și da, n-ai ce. Dacă ar fi să zicem să... Să iau altă mașină? Să ai alt Jeep, care Jeep ți-l ai alege? O să iau la un moment dat și alt Jeep, dar ăsta nu renunț niciodată. Asta ultima dată acum, după ce nu voi mai... Păstă câțiva ani, că mai merge câțiva ani în trafic, o să o radiez, da, din circulație. Și o folosesc aici pe plan local. Am înțeles. Înțelegi? O folosesc frumos aici pe plan local, o folosesc să fie, să o am aici. O bortula. Op. Uite, astăzi prima dată vei filma băcuțele. De la revista Fer. Atins un pic farul. Este o mașină care nu face fiind. Dacă atingi par și din alea. Nu face fiind. Ce? Încă văd copacul care vrea să-l fac casă cu opta. Am tăiat din el. Da, auzi, unde e mărul? La opta. Să văd. Nu așa.
Ai mușcat din el? Mm-hmm. Discutăm un pic, e așa, nu? Da, cum? Chiar îmi face plăcere să discutăm de vaci. Uite, asta a fost. Bagă-te numai aici un pic și opresc. Poți să opresc. Da. Poți să ridici un pic geamul jos, să nu avem curent. Așa. Bun. Asta, de exemplu, să mă dau jos? Da, nu spre tinele ele cu mine. Da, așa nici măcar ăsta. Copii, nu cumpăr și voi să vedeți văcuțele de jos. Da, da, da. Stai, stai așa. Hai, da. Da, măru, bă, vii la zoa, măru. Uite, astea. Nu avem astea tot e trei. Ștefan, vino încoace. Rămâi aici frumos unde ți-e locul tău. Tu ești cu montajul, cu decorul, cu duș vesela, mut, ceașca, cu tare, cu prosopul. Okay? Așa, așa. Bun. Așa. Astea toate sfătate la noi. Toate, toate? Absolut toate. Aia e codruța dintr-o vacă ce am avut-o noi. Aia de acolo e fica lui asta. Stai așa, că am dat acum pe codruța. Deci codruța e dintr-o vacă ce am avut-o. Poți să dea un pic văcuța mai jos, aia la altă. Du-te, Ștefan, du-te, Ștefan, te rog. Sau opta. Ștefan, du-te, te rog, și dă-o. Nu, așa un pic. Dar ai spus Ștefan. Ba da, am spus Ștefan, dar el e mai uite ca tine, se pare. No, deci toate sfătate la noi, nu-s vaci cumpărate, nu obișnuim să cumpărăm vaci cu tot felul de vicii, cu tot felul de... Așa, deci am dat acum pe ea. Da, dar trebuie scoasă de acolo. Dă-o, Ștefan, tu mai afară. Nu, opta, mea, rămâi aici. E bun așa, e bun așa. Atât. Bun. Ea îi din? Ea îi din aia de acolo, aia e mamă. Cum o cheamă pe ea? Da, nu știu cum i-am zis la asta. Cum i-am zis octa la asta? Octa... Octavian e cu numele. Asta e Maradona. Așa. Se va ca Maradona, aia e codruța, aia la altă care-i? Bumba. Deci codruța? Absolut pe toate, asta iarnă le-am ecornat. Ai dat jos coarnele? Da. De ce? Pentru a evita accidentele. Adică poate să-ți accidenteze și cai, nu? Nu neapărat, nu pentru cai, se accidentează ele între ele. Am înțeles. Înțelegi. Și cum se pot întâmpla avorturi, asta încă e defătat. Cum se pot? Codruța trebuie să fete. Da. Aia alaltă cu de acolo cei mai jos. Și ea trebuie să fete. Trebuie să fete și aia, trebuie să fete și asta. Așa. Aia e singura cu lapte de acolo. Am înțeles. Aia e o vițeauă care ne-a dus-o un bun prieten de-a nostru din fermă de la Timișoara. De unde de la Timișoara? Nu știu de unde de la Timișoara, din ceva fermă bună de vaci bălțate de la Timișoara ne-a adus-o nouă. Aha. Pe aia de acolo. Aia e singura vițică cumpărată, am dat pe ea 17 milioane când a avut 2 săptămâni. Când? Octavian, te rog să vii aici frumos. Și să fii civilizat. Când? Mă, în urmă cu vreo 5 ani. Aia acum e la 3-a fătare. Aha. Aia de acolo. Are 30 de litri de lapte. Are așa? Da, e singura vacă cu laptea noastră astăzi. Am mai avut una care când o fătat am și vândut-o. Și o să mai vând una. Am înțeles. Să mai vând una, nu las decât 3. Deci doresc să vinzi o văcuță dintre... Da, mai vând o vacă când fată, da. Când fată cu vițelul lângă ea și consider eu că e preț și lucru bun, o dau încă una. Am înțeles. No, și asta e montată, asta am montat-o la artificial de 2 sau de 3 ori. Da. Și n-am avut izbândă. Și am dus-o la un bun prieten de-a meu aici, peste dealul ăsta dincolo. La taur. Are câteva angusuri, are vreo 10 angus. No, și are taurul lui. Am dus-o frumos acolo la angus, am lăsat-o 2-3 luni de zile acolo și acum vaca e gestantă junică. Și o stat relaxată. Va făta prima dată ea. O să ne fete un vițel metizi angus. Deci câți are? 3 ani? Câți are? Nu, pe asta am dat târziu, așa mi-am dorit. Nu, are 3 ani. Vaca? Da. Are 3 ani împliniți. Așa. 3 ani împliniți. Dar va fi o vacă, să faci o vacă pe cinste, să faci o vacă, o să aibă 700 de kg, 750 la maturitate. Mm-hmm. Că e abia acum fată când deja sau să le bune, bune ea și... Ți-am observat cai și văcuțele de pe deal și să văd de la distanță, să văd că sunt ținute... Mă, habitatul e același ca anul trecut, e aceeași pășune, dar anul trecut, în vremea asta aici, era arșiță. Arșiță. Deci în perioada asta începeam să dăm cereale. Am înțeles. Și de la 1 iulie le-am dus în pășunea dincolo. Am înțeles. Unde în pășunea dincolo, foie bună, augur, că a fost anul trecut o curățită tătă frumos și asta am pus oile. Au fost oile acolo 2-3 luni de zile, am făcut, da. Și acum, indiferent cât va fi de bine, cât nu va fi, cam în 3 săptămâni de acum, în 2-3 săptămâni de acum încolo, le duc în pășunea alaltă, cu totul. Indiferent cât de bună e. Indiferent cât de bună e pășunea sau de rea sau ce. Și dacă e așa cum e acum nii, o să o voi cosi. Am înțeles. Indiferent câți balozi ies. Am înțeles. Cât ce rămâne de ele nepăscut, cosesc, greblez, balotez. La iarnă, îl folosesc pe post de aștept. Deci, domn Serică, nu cumperi niciun balot, niciun... Pe amul asta, dacă ajungi să cumperi, nu merită să le mai ții.
Nu merită să le mai ții pentru că nu mai sunt nebuni. Să-i vinzi mânz cu 5.000 de euro, să-i vinzi mânz cu 6.000, să faci de alea. Când ții o iapă pe grajd sau o vacă pe grajd 24 din 24 și o furajezi continu, intens și din cumpărat, da. Deci să furajezi, să cumperi furajele și cerealele, da. Nu merită ținută. Pentru că costurile cu producția depășesc, am înțeles. Veniturile. Am înțeles. Și atunci, decât să lucrezi în pierdere, mai bine... Mai bine stai în pierdere. Am te pui la nuc frumos, să-ți iei punga de sămânță și te uiți pe YouTube la Cristinel. Am înțeles. Mai simplu. Am înțeles. Cu o pungă de sămânță, 5 lei, oricum o găsești. Așa. No, astea-s văcuțele. Și nu o să ținem, că nu merită efortul. Să faci performanță, să ții 10-20 de vaci, nu ținem, că ținem oile. Dă da. Un cadru acolo sunt oile. Sunt chiar acolo sub pădure? Da, aia sub pădure, acolo sunt oile, da. Stai să vedem. Nu știu că-s dusă undeva acum, nu le văd. Ori sunt aici încoace spre Târpiu, acolo e numai rulota și stau. Acolo unde ți-e rulota? Reușesc să dai aproape, da. Reușesc, dar ce e acolo albă? E lână sau ce e acolo? Lână, da, lână. Ați strâns oile și acolo, rămas lână acolo? Da. Du-te, mă. Lână e în ceva big bag-uri pusă, da. Bun, și nu se poate scoate un profit de pe lână aia? O folosim pe post de izolație, pe aici, pe casă. Dacă, să zic, fac un adăpost la capre sau fac ceva, într-un perete dublu bag lână. Și ăla nu-i nociv și... Păi nu-i nociv și nu-i nimica și ține contra vânt, e un antifon fonic bun. Am înțeles. Fonic, termic, tot ce trebuie. Tot ce trebuie, știi? Am înțeles, da. No. Sau putem izola la tavane, de exemplu. Dacă fac un adăpost, o anexă gospodărească, la tavan, sub plăcile de rigips, în fund cu lână. Și aia e treaba bună. Și atunci deja mă bate soarele, că nu-i mai cald acolo. Nu mai e cald acolo în adăpost, că prea căldura, știi? Am înțeles. La atâta poți să folosesc lână. Am înțeles, dar e bună treabă și aia. O am și lână de anul trecut, e acolo. Da, e bună treabă și aia. E acolo în big bag-uri, unde avem grajul de ținem oile iarna. Mm-hmm. Zici, Ștefan, acum dă-ți tu drumul la brațe. Așa, Ștefănut, noi ne-am întâlnit ieri. Spune. Ce-am făcut noi ieri? Ne-am întâlnit aseară. Unde ne-am dus noi ieri? La un suc, la o pizza. A? Bun, o fă pizza. La ăsta, la alt mic, i-ai lăsat și lui un pic de pizza. Bă. Da, o numai, că dau leamă, că ai o lăsată. Bă, copile, ți-a lăsat pizza. O fă caldă. Tare, o fă. Octavian. Nu, lasă-l. Termină cu... Ridică-te frumos sus ca băieții. Octa. Și urmești la subiect. Dar nu te mai tăchiță ei și te tăzi bior. Da, hai să mergem să filmăm cai, dacă vrei. No, bun. Că n-ai filmat de mult, noi și avem niște surprize. Uite să stau. Ce să facă? Să țeapă ușă. Adică așa. A. Tot drum. Că mi-ai arătat încet așa, ai? Nu. Tati, când vremea are vânt, când... Deci ca să ții vacile, Cristi. Da. Ca să ții vacile din cumpărat, să cumperi furajele, da. Trebuie să fie litru de lapte 10 lei. Wow. 10 lei litru de lapte de ăsta de casă, ca să scoți pârleala. Am înțeles. Înțelegi? Trebuie 10 lei să fie un litru de lapte ca să poți să scoți pârleala. Pe noi. Înțelegi? Dacă ai ține vacile, să-ți cumperi furajele, fânul și cerealele. Mm-hmm. Eu acum încă nu s-o pus pe vreme bună, dar se va pune și vă voi apuca de cosit. Am utilajele mele, îmi fac fânul frumos cât trebuie, îmi cultiv cereale, păioase, ce am nevoie și uite așa. De mult am cumpărat o greblă. Foarte bine. După tractoraj? Da. Câte tractoraj aveți, Ștefănos? Două. Te o să uitați pe tractoraj? La mâna pe la mare, dar pe ăsta nimeni. Aha. Și Octa să știe cu tractorașele. O să-i fie acră viața. O să-i fie acră viața, ea încă nu l-a lăsat așa să suie pe tractoraș? Da, o fost să-i fie sătulă viața. Eu prima dată când m-am urcat pe tractor în viața mea, o fost la 20 și 2 de ani, 23, 20, eu n-am condus în veci un tractor. Și? Când m-am urcat un tractor, a fost tractorul cumpărat de socrii mei, așa? Care au zis, pe barba ta îl luăm. Tractorul ăsta de 55 de cai cu față, dacă îl muncești cu el. Dacă spui că te ocupi și faci și cosești și asta. Și eu l-am fost primul tractor care m-a învățat. Aha. I-am dat maxime, m-a ridicat pe două roți, pe la pădure, pe unde a fost, am făcut aventuri destule. Așa. La un moment dat l-am vândut, că n-am meritat să mai investesc în el și să repar și să... Așa, și ți-ai luat altele. Am luat altele și altele și tot așa. Ștefan, aici cu caii nu faci mișcări bruște, nu fugi, ca nu să, alergi, să lăsăm nu caii relaxați. Faci zgomot, nu așa. Ca să lăsăm caii relaxați. Care unde, mă? Care e copacul? Vreau să-și fac și eu casa aici. Și eu cu ce vă pot ajuta la casa asta? Nu. După ce-i gata, să mai faci o filmare. Filmează-o pe ea. Și mă suiți în copac acolo. Ștefan! Aici nu vă... Bă, Ștefan, mă asculți pe mine, nu faceți gesturi care nu-ți de făcut.
Te duci frumos la Ceaușat ca să vezi de căpăt, dacă pot. Bă, nu trage de ele, de unde ți-au să le ții, bă, Ștefan, mă? Tu după invers le faci, bă, copile, mă! Hai, ții-vă, știi, gata. Bă, se culește. Doamne, Silică, trei mânzuți! Nu trei mânzuți, patru. Al patrulea unde? Patru iepe, patru mânzuți. Iapa neagră are mânzul mung. Surele au doi negri și asta e mânzuța din Ceaușasca. A, n-am, unul din ei nu-l văzusem. Asta e mânzuța din Ceaușasca și din Jalu. Aha. No, asta e treaba bună. Nu este o vorbă la mod acum. Atât s-a putut. Atât s-a putut. E acum vorba asta la modă? Păi asta e la modă, atât s-a putut. No. Dacă atât s-a putut, atât s-a putut. Da, și cine mai zis o vorba asta, că nu? Păi zic unii și alții, știi, o dau așa în fandoseală. Da, da. Eu bău câte o suc de ala care am mestecat un șmecher. Este câte un șmecher că mestecă în suc și altul de lângă el bea sucul, știi? Și pe când ăsta, pe când o bău din sucul în care am mestecat șmecherul, știi? A, deci de acolo vine vorba. A. Am înțeles. Asta e din... Da, Ștefan. Să o prind pe seara. Nu ai ce să prinzi pe seara, acum ești la capitolul Iapă Ceaușasca. Așa. Domnul Stelică, Iapa Ceaușasca. Are mânzuța? Asta e mânzuța care n-o schimb. Pătăche mânzuțele din cai clonați. Cum adică? Deci sunt o grămadă de cai clonați la nivel de România. Nu înțeleg ce înseamnă cai clonați. Eu discut acum niște termeni, cum să zic, am și băut un pic de alcool și nu chiar la semne. Deci sunt o grămadă de cai clonați, cai aduși din Anglia, Portugalia, Spania, Germania, tot felul de țări, înțelegi? O mânzuță asta produsă aici la noi, din puterile noastre, nu o schimb pe nicio mânză clonată din cai clonat. Am înțeles. Asta e apă românească 100% fătată la Florin Fântânaru. Da. Are mamă de la Sârbu, de la Variaș, o galbenă cu com albă măsa. Da. Tată s-o iei un cal sur, da. Ei, sau negru, ba nu, negru tată. Așa. Așa. Tată s-o iei negru al Murga și mânzuța e din Jarul. Așa. Anul trecut m-am chinuit un pic să o fac gestantă Iapa, că ea nu producea progesteron. M-am străduit, am investit și timpul meu și mintea mea și bani și o am obținut produsul ăsta de aici. Bun. Și ea cam ce culoare crezi că o să aibă? Se face neagră 100%. Neagră. Da. Bun. Neagră, e o mânzuță pe care o iubim, e o mânzuță care e fătată din 2 mai. 2 mai. 2 iunie. Acum are o lună și jumătate. Așa, și ce am vrut să te întreb? O lună și jumătate. Ce nu mi-a spus? Luna o cheamă, Luna o cheamă, e mânza lui Octavian. Așa, Octavian. Deci, Iapa Ceaușasca, Iapa Ceaușasca se ține de Octavian. Am înțeles. No. Pe viitor o să-ți prezentăm alealte mânze, adică mânși, că numai pe ea avem mânzuță. Alealte-s mânși. Așa. Și la un moment dat o să se vândă ăia. Ea și asta mică, nu, Octa nu vrea să vedea, nu-i? Pe micuța, dar nu Octa nu vrea să o dea, nu o dăm nimeni din familie, pentru că care-i socoteala? Care-i socoteala? O mânzuță de asta să o cumperi pe bani, să-i făi pereche, trebuie bani mulți. Cam. Eu bani mulți pe care nu dau și n-am dat în viața mea să sar cu miile de euro, că e o șmecher. N-am făcut de alea. Dar dacă am produs-o eu mânza asta, nu o vând. Am înțeles. Ai înțeles? Da. No. Eu să sar cu 4.000, cu 5.000, că vreau mânză, aia o vreau, ele nu fac. O, e mult bani mulți, sunt eu tu. Să se facă iapă, să-mi vinzi mânzi de la ea. Și tot așa, Basilie. Dar dacă am produs-o noi mânzuța asta, o ținem. Și vă bucurați de ea. O ținem și ne bucurăm de ea. Am observat, Selica, am observat că a stuns-o la coame. Am stuns-o la coame, știi de ce? Pentru că aici stau căpușele, uite și aici. Aici are... Hai, Octa, prind eu. Am pus căpăștru. Are căpuși în combi. O lună. Hai să vedem, Dani, eu pot trage de acolo. Du-te pe partea altă. Ștefan, tu rămâi unde ești, că eu nu cu tine am vorbit. O zână. Nu te panică. Cum ai zis, Octa? Nu, zână. Da, cum ai zis? Zână ai zis. Mamă, dar unde e deja? Trebuie tu să iară, mă, iară, are căpuș. Hai, mă, de-asta-i la come, mă, asta face niște come, mă. Vai, e capul meu. Va fi comosă. Lasă-te,
Cu... Asta face niște coame și o caldă și îmbrăcată va fi ca o păuniță. Aha. Da, chiar că e frumoasă, se vede frumos. E frumoasă și bună și ne dragă. Uite, nevastă mea vine pe aici cu caprele ziua. Așa. Ne mai dă drumul pe aici să mănânce creier, să mănânce. Copii, caprele trebuie supravegheate. Așa. Și o caut, așa-i? Corina, atât timpul o atinge, să o pupă de ea. Da, e bine. E o mânză cu minte, am o demnică. Are mai mult praf ca pe. O vezi? Da. Și încă un aspect foarte important, încă nu i-am furajat cai. Încă nu le-am dat bombe, nu le-am dat maxime la cai. Nu am posibilitate, le dau furaj cât trebuie, eu nu mă feresc colo din octombrie încolo, când dacă nu va fi o tavă și mâncare aici de mâncare, le dau furaje cât vrea să mănânce. Primează, da, o mutră, da, primează, da, o mutră și un cap și niște urechi cum trebuie să arăți o mânză. Aha. O mutră, înțelegi? Am înțeles. Dar pe atât s-a putut. Atât s-a putut, asta e vechea poveste. Fac ca mușmecheri și ei o dau în ifose și la ei în beci gol. Cum adică gol în beci? Îți mulți paianjeni. Zi, copile, când ți-o căzut dințișorul? Ia, ridică-te sus. De mult. Ți-ai pus dinte metalic, să văd? Mm-hmm. Să văd. Du-te, mă. Mm-hmm. Ștefan, stai că ți-o dau pe asta, eu ție. Și o ține tata pe... O ține cu ceau sau o legă acolo de mașină. Leagă de mașină. Nu, nu lega, nu lega. Hai, mă, ține-ți-o pe ta. Dă-o mai jos un pic. Stai că o duc eu acolo unde e, da, unde e dus. Am eu unde o legă, hai. Baby, hai mai încoace cu ea. Am găsit deja o căpușă. Unde? Aici, am pierd. Să văd, oprește, te arătăm. Ce, ai și dat-o jos? Îți plac muștele pe cai, Stefanuț? Nu, deloc. De ce? Că nu le place, că eu nu se pot apăra de ele. Mai ales când îți plăpață. Stefan, ți-am zis să te duci mai încolo cu iapa, să dă mânzul pe lângă ea aici frumos. A, așa. Du-te pe partea altă, micuțule. Stefan, fă-o întoarcere frumoasă pe după mânz cu iapa. A, așa. Nu așa. Și așa, nu, gata, lasă așa cu asta. Bun. Lasă-l. Gata, se vede mânzuțul ăsta așa? Nu. No. Ăsta e încă un mânz tot din jarul. Bă, da, bă, da, frumos e, bă. Fii atent ce crăpăt. Ăsta e din 14 aprilie. Așa. E cu 2 săptămâni mai mare decât mânza. Aha. Mânza din 2 mai, da? Mânza din 2 mai. Alu Ceaușasca. Ăsta e din 14 aprilie. Mânzul din 14 aprilie ăsta. Da. Înțelegi? E un mânz spir sanitar. Spir sanitar. Din ea păsură și cam ce crezi că... Mamă, ăsta-i mamă. E, da, primul mânz, ea încă nu are 3 ani. Ea 3 ani face în 25 iulie. În când, 23. Mă? În 23 iulie face ea 3 ani și deja are mânz de o lună, de 2 luni. Și ce am vrut să te întreb? Da, zi. Cam ce culoare crezi că va avea mânzutul? Bă, nu știu, că e dubioasă treaba, eu zic că va fi negru. Eu așa zic că va fi negru, zic eu. Acolo... No, dar mai este o variantă să se facă vânăt. Afirmații nefondate eu nu fac. Am înțeles, deci... No, și s-o dau în talente. O să se urmărească pe parcurs. Cam în cât timp o să-ți dai seama, îți poți da seama că ce culoare... Dacă mai adolesă, Octavian, să o primești pe bătrân. De unde? Hai, de acolo, din spate, unde e ceau. Uai, e capul. Stefanuț, da, îți placai? Da. Ce îți place cel mai mult ție așa în copilăria ta? Adică, n-am înțeles. Adică ce pasiune ai, ce plăcere ai, ce... Da, un gest frumos, că pe tine te creie apa și duce prin eu pe bătrâna. Dar nu cu lesa, nu mă prind de gură. Să ce eu dau la opta să o ține pe asta? Nu. Băi, tu ce-ți spun aia faci? Și-am gătat povești. Nu, că ce trebuie mama cu fata să le... prezentăm. Așa. No, ăla-i mânzuțul din ea, ți-am zis, din 14 aprilie. Tatăl mânzuțului? Tăjarul. Deci ai muntat toate... Ștefan, vezi că ești în pericol! Ține iapa. Aici la sura, să vedem ce reușesc eu să fac. Ștefi, poți să vii? Dar nu vreau să scudim după ele. Așa, Ștefi, rămăsesem la ce pasiune ai tu. Da. Te rog. Prima pasiune cai. Deci, a doua pasiune, dansurile populare. Ești la dansuri populare? A treia pasiune e basketul. Și a patra? Și a patra nu mai există. A patra e ponezii.
A patra. Da, da, pune eu un cal mai mic. Așa. Pune-te un pic lângă frate tu, te văd. Hai. Că vreau să te întreb ceva. Nu vreau să. Nu te faci nimic. Octa. Octa. Da. Tu ce pasiune ai, dragule? Cai. Da. Ai grijă. Ponei. Da. Călca pe picior. Zi. Rătuște. Du-te, mă, îți plac rătuștele? Cam. Ce-ți place la rătuște? Întoarce-te să te văd. Că sunt drăguțe și micuțe. Când mari nu-mi plac. Și alte pasiuni? Joacă, îți place? Îți place să alergi? Da, și a treia, a cincea pasiune, da. Măgărușii. Care? Măgărușii. Îți plac măgărușii? Păi ce dracu faci? Prima zare nu-i mânca jamul. Dar nu asta, că maică sa. Nu știu, vreau să se eliberează. Ai de capul meu. Aoleu. Du-te și mai adă o funie. Le-o prins pe amândouă o slăbă. Ai de capul și de picioarele mele. Tu nu m-am înzut, îi dai, Octavian. Bine. Ia. Ți-am adus o funie. Na, uite aici, uite aici, băiat, mă, nu trebuie să zici nimic. Nu trebuie nicio funie. Da, acum pun eu dacă ai adus-o. Nu, că punem asta la altă. Avem ce-i pun. Le legăm în doi. Tu ții ea pe șoara ta. N-am pune. Tu ții ea pe șoara ta și stai cu mintea acolo și toate se rezolvă. Și le leagă pe amândouă. Până mă vedeți pe mine în viață, să nu vă fie frică de nimic. Hai, te-ai luat tata. Un aspect foarte important. Iepele din nou sunt gestante. Pe Maradona. Asta, noi avem vacă Maradona și ea pe Maradona, al doilea nume. Așa. Care e ea? Ea pe Maradona e asta. Asta e, ar fi sângerece unguresc? Da, e sângerece unguresc. Uite, ăla-i mânzul ei. Așa. Dacă adu pe acolo. Am putut, da. Îl vezi pe ăla? Îl văd. Ăla-i 13 martie. 13 martie e fătat, îl are 3 luni. Foarte împlinite, frumos. Murgul. Așa. Așa. Asta dacă nu-i gestantă, nu poate pune nimeni mâna pe ea din pășune. Să merg frumos o prins. Dar acum că e gestantă, ea pas-o așezat, s-o liniștit, e mole, e mole. Ia când trebuie să fete? Care? Maradona. Pe la anul. Așa. Păi dacă are mânzul de 3 luni acolo. Dar nu ți se pare că e cam umflată? Nu, mă, nu e umflată, ăla e osul din piept, așa e. Dă-te de mânzul murg aici între ele să fie. După cât timp după ce ți-o fătat? Am dat-o la măsar? Da. M-am montat atunci la căldurile de mânz, dar nu. La căldurile de 9 zile, da? Da. Gata, e destul. Lasă așa. No, ăla-i mânzul ei. Uite acolo un piept de mânz, ăla-i din calul, care acum e la Cristi Petroie. Armăsarul murg. Am înțeles. Care l-am avut de la Zoli. Da. Anul trecut când am avut-o pe ea în martie, anul trecut n-o fătat. Și în martie umbla după armăsar. Când umbla după armăsar, am dat drumul la cal să o probez. Să văd că umblă, să văd că știi. Și umbla și am dat drumul la cal, zăla să o montează, să văd chiar umblă. Și din monta a rămas. Am montat-o după aia cu joară încă de două ori, dacă a avut ovulație atunci rapid, servus. Dar am obținut un produs foarte bun. Da, arată foarte bine mânzul. L-am remarcat. Dă-l dincolo așa. Octa, nu în fața lui. Du-te pe după el și îl dă de-ai frumos pe lângă măsa în sus. Amu, lasă-l așa. No, acum ne schimbăm. Lasă așa, Octa, rămâi așa. Acum ne schimbăm și așa. Ăsta e mânzuțul de la ea. De la sura. Tot din jarul. Așa. Ăsta e cel mai cruduț. Da. Cât are? Te un pic mai în decor. Cât are? Două săptămâni, cât are? Ăsta are din 15 mai. Ăsta e 15 mai. Deci, no, o lună. Acum e pereche. Dă-o pe măsa cu capul în jos, Ștefan. Să se vadă mânjii pereche. Așa, bun, gata, așa, rămâi pe loc. Așa, hop, gata. Vezi, e pereche, cine-i va cumpăra. Așa. Am nou pereche de mânji. Am înțeles, de mânji negre. Pereche 2, e mama cu fata. Da. Mama cu fata și tată jarul. Am înțeles. Înțelegi? Da. Ăștia-s doi mânji pereche. Deci mânjii sunt verișori. Oarecum. Păi nu, că ăsta e frate. Ăsta e frate, da. Cu aia. Și asta e frate cu aia și ăla e nepot. Nepot. No. Da. Cumva. Tu te dă-l și pe murg, Octa. Du-te așa pe după neagra și îl dai aici frumos. Uite. Da, frate, numai din mamă. Uite-te un mânzisteț. Negruțul ăsta, vezi-l? Da. Îmi place mult. Cine trebuie un mânzisteț? Îmi place mult. Mânjii când le vine vremea să-i fac de vânzare, eu o să-i vând, că a mei mânj nu ajung de vândut. Au și mame bune, au și tați. E care trebuie, știi? Da. Au spate mânjii mei, uite aici ni. Foarte frumos. Ești mânj, reușiți, nu-s panarame de mânj. Numai că ție pe să feche. A pe feche ce-a fătat. Le-am tuns la toți coda. Au și melcul scurt. Asta e o calitate să aibă un mânz melcul scurt. Ce înseamnă asta? Caii cu melcul scurt au mai multe calități. Îs bun de ham, îs rezistent la boli, îs multe chestii. Un cal care are melcul lung ca măgarul până la genunți, nu poți să-i leși coda sus pe spate unde trelegată.
mai multe chestii. No, nu m-am cetus, nu m-am cetus. Înțelegi? No, încă o dată pot să zic, atât s-a putut. Atât s-a putut. Patru iepe, pe patru mânji. Da. Și gestante înapoi în vremea asta munii. Aia e bună treaba. Patru iepe, doi mânji. Aia e bună treaba. Patru iepe, pe patru mânji și gestante înapoi. Am unii în vremea asta, gestante înapoi iepele. Cuminți, tăte, moi, liniștite. Hai, Octavian, ține-le tu pe astea diesel. Ține-le tu, dar fără emoții. Auzi? Consider că acum ești pe scenă. Actorii dărâmă teatru. Tu trebuie să fii. Întoarce-te să te văd, copile. Da. Ia să nu ia să fie frică niciodată. Copile, ia să ți văd zâmbetul de pe față. Tati lângă tine. Lasă-te. Ne bucurăm, Cristi, că ai venit la noi. Ne bucurăm că ne-ai găsit bine, ne-ai găsit cu rezultate. Și eu mă bucur că v-am găsit bine. Nu ne-ai găsit săraci. Nu ne-ai găsit săraci. Adică, să fie iernat atâta iapă. Păi, bă, omule, 4 iepe pentru o iarnă mănâncă, dacă ar fi să cumperi furajele, e 4.000 de euro. Apoi dacă la 4 iepe avem un mânz, sau cum sunt alții în țară, nu dau nume, au 10 iepe, 15 iepe, 20 de iepe și au 4 mânji. Au 4 mânji. Păi bă, omule, tu nu-ți acoperi cheltuielile cu faptul că ai mers la ele zi la zi? Nu să mai pui furaje și ce mai e. Înțelegi? Așa. Da. Apoi eu nu mă dau balenă în ligia, nu fac eu teoria conspirației, nici nu mă apuc să filozofez, că nu-s la nivelul ăla. Tot timpul am obicei aici în moț, în Breton. Acolo. Aici stau căpușe, acolo. Da. Tot timpul le-am curățat și le curăț de căpușe. Le dau cu soluție de neostomosan. Dectomax i-am făcut numai ei. Dintr-o întâmplare, aveam flaconul cu Dectomax în mână, hai să-i fac, i-am făcut Dectomax. Care e cel mai bun? Asta-i făcut. Care? Asta. Nu i-am făcut. Care e cel mai bun deparazitant dintre asta? Mă, eu le-a dau cu neostomosan. Soluție cu neostomosan. Hai, Octa, lasă, l-a ținut. Că tu e secundul meu, mă. Nu, te-ai spus, lasă. Așa ți-o zis că să lași? Era tu. Eu zis? Să ies așa? No, iepele-s moi, scuminți-s, liniștite. Aici în fiecare zi să vină la ele. Du-te un pic mai încolo să-l vadă pe diesel. Bine. Ăsta-i mânzul diesel din Murgu de la Petroie. Așa, și ăla mânzul... Acum are cam atuns, are, știi? Dar mânzul-i mânjmecher ăsta cine cumpără un Murg. Și ce am vrut să te întreb? Și mânzul Surei, ce nume ai pus? Care mânz? Mânzul mic al Surei. Ăsta al Surei? Păi nu știu că încă nume nu le-am pus, numai la eu pun nume Luna. Aha. Luna și ăsta am pus nume Diesel, că e puternic tare. Am pus Dolar. Dolar? Cine? Tu ai pus nume Dolar la tău? No, bun. Înseamnă că pe ăsta l-am cheamă Euro. Ca să fie Euro și Dolar pereche, mă. Am înțeles. Hai, Ștefan, ține. Octavian, ține aici de codă. Că mă duc la codă la ea pe un puțin. E codă. Ține aici să vedem dacă au căpuși în codă, da, în codă. Îți mărturisesc că eu nu vin aici zi la zi. Vin așa, le văd de departe, le văd că-s bine, dar nu le tăpăduchesc. Am o voia pe le tratat, eu fost spălat, eu fost omnite, știi? Nu mă tot apuc tătă ziua ca nebunii. Anul ăsta încă m-a oferit Dumnezeu de babesioze. N-am avut babesioze cu căpușe, cu... Asta a rămas gestantă cu doi și unul l-a scos afară. Du-te! Da, da. Deci a fost gestantă cu doi? Da, da. Cu ce doctor colaborez? Cu domnul Ignatescu. Cu domnul Ignatescu și cu domnul Miron. Domnul Miron Prisada și domnul Ignatescu Dan. Ei sunt doctorii mei de o bună perioadă de timp, dat fiind faptul că am avut și rezultate foarte bune după mâna dumnealor. Ai colaborat împreună tot cu ei, ai? Da, păi și aproape de noi, aici la jumate de oră. Am o problemă cu o iapă, am problemă cu ceva, cu un animalul pe remorcă, am plecat la clinică. Are clinică de caia lui, dă boxă, bubuie în boxă, lasă-l aici o săptămână, îl tratez, îl pun, la final devizul și salut. Și la devizii e scump tare? Cum în comparație cu ce prețuri sunt acum în România și raportul calității a ceea ce lucrează cu banii, are prețul foarte bun. Eu sunt foarte mulțumit, n-are rost să... No. Și toate treburile-s bune, Cristi, când ai rezultate, știi? Da. Când ai și bani, oricât ai dat mult puțin și nu ai rezultate, nu pe te mai interesează, știi? Când nu-ți rezultate. Când îți rezultate, uiți de tăte. Cum face că te-am mușcat imediat. Și anul trecut tot trebuie să investesc în iepele astea. Anul trecut am investit în ele cam 1000 de euro. 1000 de euro fără prețul pe montă. Deci fără prețul pe muntă, cam 1000 de euro. Aia Murgu a avut babesioză. A avut probleme cu guturai. A făcut guturai și o spar la codă. Mm-hmm. No. După aia nu a rămas gestantă. A trebuit să-i fac un tratament cu progesteron. Mai multe chestii.
Da. Mi-am spus mai da. Mai vorbești ceva despre apa ta. Nu știu, da. Nu știu, da. N-ai voie. Stai cu minte. Ia. Ștefi, ce puteai să ne zici de apa ta? Stai cu minte. Asta ai mai auzit la mulți. Da, la cine? Pescători. Cam cine zice cel mai des că e cu minte? Ai tu un prieten care mai zice că e foarte cumința lui. Ha? Oh! Cine zice? Rita. George. Care George? Ăsta tău de la Borșa? Da, da. Și mai cine? Și mai cine? Bun, uite-te la mine. Eu. Ha? Are stai că tu un prieten bun. Nea? Nea Costel. Nu, la fel zice și dânsul. Lasă că îl pupa, lasă-l. Lasă să îl pupă. Ce? Și ai la adresa ta și ținu pasta. Acum le-am prezentat frumos și tot e ok. Pleca. Pleacă. Pleacă că tu ești liberă, pleacă. 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 Încă Maradona. Ești liberă, du-te. Unde e liberă, la mare? Păi asta nu la Ștefan. Păi să nu-l așa rămâne pe loc. Cheltuiel pentru la deliberare. La ceau, nu-i dai drumul. O să-i dau drumul și la ceau. No, deci asta e mânzuța Bibilău. Așa era, a avut bătrânul din Cuzap, neanelul de la Cuzap, a avut o neagră. Da. Care neagră a luat-o de la țiganii din vadul Crișului. Așa. Și nu, când o mărsește acolo, o măr mai multă lume și o că frumoasă mânză. Cine a zis așa? Țiganii, oamenii, vizitatorii. La domnul Nelu. Nu la domnul Nelu, acolo la țigan la vadul Crișul, face frumoasă mânză. Și o zis țiganii, face asta, nu-i frumos, asta e Bibilău. Asta e Bibilău, în loc de Bibelău. Bibilău. Face asta e Bibilău. Așa. No, bun, asta e așa. Asta neagră va fi? Neagră. Neagră și bună și dreapta, ploguri corecte, linie mediană, silicone, aici cum îmi plac mie siliconele, să zică, știi, pune pe silicone un pic, uite așa pe silicone un pic, știi, să fie. Am înțeles. Bine siliconele să fie, știi. La asta nu e voie să-i tu, cum fac alțăturile cu forfe ca să-i facă crepătură, știi. La asta are aici ei. Am înțeles. Siliconele. No, bun băieți, strângem vesela, da, încheiem aparatul și ne reorganizăm. Așa. Păi nu-i lua funia la aia, mă, din gură. Așa. A, da, aici, înapoi. Nu aducem nici tu înapoi. Bun. Ține-i de-aia. Ține-i de-aia ce e așa. Așa e. Ai înțeles? Băiat gladiator ai, nu-i o dat drumul. Ești mor, nu ești așa, ești viu. De-aia mănânci, de-aia bei. Să ai putere și să ai curaj. Așa. În viață. Anumite chestii care trebuie să le văd. N-ai ce, unde fugi când ăsta că te văd. Asta e filmarea cu cai. Tu încă n-ai filmat mânjii, și ai Cristi? Nu. Chiar mă bucur. Du-te Octo un pic acolo și arată la Cristi siliconele. Unde siliconele la mânjii? Ia să vedem, unde siliconele. Arată și părul de la picioare. Acolo? Să face mânza cu păr sau nu să face? Nu habar n-am, asta nu mă interesează.
nu te interesează dacă îți place cu păr? Dar ce te interesează pe tine? Să fie cu minte. În primul rând? Mai multică. Împinge-o încoace, să pun mâna și eu pe ea. Mai împinge-o. Împinge-o. Atât, hop. Da, mă. Ah, ține așa, nu-i da drumul, că vreau să-ți pun mâna pe ea. Nu-i da drumul, lasă-o așa. Nu-i da drumul. Împinge-o încoace. Mai tare, împinge-o. Ăla-i, atât, hop. Gata, e bună așa. Îți mulțumesc. Las-o. Uite la mama ta. Așa, ăsta murgui prăpădii grozav. Care? E figurant? A? E figură mare. Îi place distracția, așa? E ca la frate tău, a? Uh-huh. Adu-mi coace să-mi o poți aduce. Ok. Dă-i-o la apă să mănânce ea. Dă-i să deguste. Cu problema care are asta la sura bătrână, să dau, mă? Da, n-are treabă. A, bun. Ați vrut să ziceți ceva? Nu. Dar, ce ați vrut să faceți? Câți anișori aveți astăzi? 6 jumătate. 6 jumătate. Ce ți-ai gândit să faci de ziua ta? Nu știu. Ha? Operație? Da, la peridot. Spălită. Acolo să vii. O găleată cu un vas cu ce îmi vei turna. Ne mai organizăm acolo. Nu voie, musculii să vă spui, că pe mânuța mea. Sau îl desface opta când merg și Ștefi vine cu iapa. Bine. Picuțule. Înțelegi, Cristi? Eu bibilău ăsta, ni bibilău. Așa? Nu-l dau pe nicio mânză din niciun cal. De niciun fel. Că-i ardenesc, că-i belgian, că-i frizian, că-i trempart. Eu dacă aș fi avut 2 bucăți, îmi plăcea anul ăsta. Așa ceva, să obțin. Aha. Înțelegi? Și nu o nici vindem. O mânză de asta, ca să o iau așa cum o văd eu că trebuie să și e, trebuie bani mulți. Eu nu dau bani mulți, pe care n-am dat în viața mea. Și atunci, dacă mi-o dat-o Dumnezeu și am produs-o noi, nu o vând. Păi pur și simplu o ținem pentru noi, e bună, e frumoasă. Orice șmecher care știe la cai și care nu știe și vine să o vadă, să zică probleme sau necazuri. Înțelegi? Vrei să mergi la casă din copac, ce am făcut. O duci în jos. Dacă știi să ții ăsta mașina, dacă știi să conduci mașina, ai conduce mașina. Am ce să fac, să o leg după mașină? Da. Mi-e frică să nu rupă un stop sau ceva de pe acolo. Ai înțeles? Ia și cheduși cu ea ca și cota. Dar te mai cu minte ca așa ta, să știi. Nu, ești supărat, Ștefan? O, uite-te la tati. Tu ții cu ea în jos. Hai că ne vedem jos, bine, Ștefanuț? Tu vii și deschizi gardul. Ne vedem sus, adică. Jos acasă, mă, nu? Da. Mergem acasă, da. Pa, pa! Ăștia-s cai frumoși și mânjii buni. Ia! Nu ia să bine și ia să... De ce? Să vin trecem în jos. Nu-i nimica. Ștefan, ce-i baiul, Ștefan? Ștefan, e o problemă de sănătate, ceva? Da. Nu, tu-ți fie frică, că n-ai ce. Uite, te-o purtat, tu ești number one. Oprezi mașina și mie apa. Uite, Octavia, ce ți-i dat? Stai, dacă nu stai cum. Pune pămâci, da, aproape. Mânzi din murgul de la petrol, ăla din jos. Mânză jarul ăsta din sus, cum am ăsta față-n față. Da? Rămâi pe loc, Ștefan, am zis. Nu mă mai duc. Bun? Da. Asta e greu să... Așa, ține-o întins, Octavian, să poată intra și Ștefi. Hai, Ștefi! Hai, Ștefi!
Închide asta. Hai băie, nu v-ați dat acolo. Și atunci ce trebuie să fie? Dar de ce vrei să te faci chestiile astea? Tu ești un gladiator. Mami, hai aici și închide firul. Uite-a de pipa de acolo de mâna. Ce? Închide firul, mă, ce mai e? Nu pot, că-i prea întins. Acasă la coale unde dă? Numai pe gladiator. Uite la el, tu că ai auzit. Ăsta e averea. Nu vreau nimica. Întoarce-o, așa. Bun. Nici o soată să șoricelul eram la Baia Mare. Nu. La el acasă. Nu. Și eram acolo cu niște prieteni și zicea, bă, ce bucurios ăla care are o pereche de frizian de 30.000 de euro, altul are ceva cai perșeroni, aduci de afară 10.000 bucata. Bă, face, este om pe pământul ăsta care are un măgar. Și se bucură de măgărușul lui ca și cum ar fi 1.000.000 de euro. Ia. Bravo. Înțelegi? Da. Deci el de măgărușul lui ăsta, care îl vezi aici, de măgărușul lui, așa se bucură ca și cum el nu știe valoarea banului și nu știe. De atâta e bucuros și de ăsta lui că are măgărușul lui, ca și cum ar fi 1.000.000 de euro. Uh-huh. Ai înțeles? Și Octa, nu vrei să faci pereche la măgăruță? Da, avem măgăriță la oi. Aha. Încă una, da. Avem măgăriță la oi, dar dau nu-s bune la oi, că fugăresc oile. Am înțeles. De ce fugăresc oile? Păi fugăresc oile, că ele când sunt cârd, așa râs. Știi? Lasă-mă! De ce îl bruschești? Nu, o vrut să-l ajute. Mami, intervii-te acolo, te rog, și fără. Nu are mamă treabă cu chestia asta ce fac copiii. Hai copii, dați măgărușul în coace. Așa, aia, împinge-l. Așa. Încă faci atunci pepăr în coc. Așa. Așa, bun. Octa. Octa. De ce iubești tu tare mult pe pepăr? De ce? Te rog să-mi zici. Fiindcă îi cuvinte. Așa. Și măgărița lui din copilărie. Cât îi pare acum măgărița? Un an? Deci din copilărie, da? Da. Nu vrei să te ajute? Doi. Nu vrei să te ajute, frate, tu să urci pe măgăriță? Nu, că s-ar singur. Nu o să văd. Încă un pic. Hai. Ăla-i. Nu, și acum fă-l să margă. Că nu știe. O știe el. Nu. Vezi că e scalec. Când ați tuns-o și vă? Când ați tuns cu mama și la măgăriță? Când am tuns... Mânzii. Da, Opta, ce îi dai tu la paper să mănânce? Ce mănâncă e? Hai. A, deci alte chestii nu-i dai? Nu. A? Trage-o. Și la coada stuns-o? Da. Și pe pielea stuns-o? Coada nu. Nu mai e cea. E, dar și pe pielea ai stuns-o? Pielea da, toată. Nu vrei să-mi dai plan. Nu trebuie, că e cam lungă și mi-a trebuit. Îl bag la uneiță. De ce face măgărița așa? Nu măgărița, poneița armăsarul. Măgărița râde așa? E. Nu știu, are problema ei. E, da, face des așa? Da. În fiecare zi. Deja când respiră așa face. Aha. Și alaltă tata așa face? Nu. Numai nu știu ce, poate e răcită. Aha. Pepărne! Mai repă stai! Dă-o aici la tăvălu! Pepărne! Ha! 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 Ha
O, paroleză. Acum cred că umblă puneița mai grozavă. Așa. Am văzut că aveți acolo un poneiuț cu care mântați. Da, Mișu. Așa. E tatălui ăla de la Cătălin Moga. De la Ciolt. Aha. Sunteți prieteni cu Cătălin? Da, el ne-a mântat azi vară. Aha. Unde e poneiuțul mic ce l-a avut? Nu l-a avut. Nu a rămas mântată? Nu. Anul trecut? Ba, anul trecut a rămas, dar l-am dus, l-am țărcat. Ba, anul trecut a rămas. Aha. Anul trecut nu a rămas, acum azi 2 ani. A, deci mânzul de acum 2 ani, am înțeles. Da. Și unde e mânzul acum? Acum l-am țărcat. Aici, unde al. Și? Fix unde a fost Juninca, acolo și el. La nene ăla. La un nene? Da, l-am țărcat. Fix la nene ăla. Și ce... Ce v-ați gândit să faceți cu el? Repă ceva la gaură. Trage-l cu acest Ștefănuț. Aici, băiete. Atât. Ștefănuț, câți ani aveai tu când ai primit-o pe... Nu mai țin minte că de mult, om. De la 3 ani. Mai țin minte tu filmarea aia când a avut ea 3 ani. Țin minte. Tu câți aveai atunci? Nu știu. Atunci la... Ai îmbătrânit tare? Tare. Are 8 ani jumătate. Sunt tinerețe. Nu, fără 2 luni. E, și dacă tu ești... Auzi, dacă tu ești în tinerețe, octa cum e? Îmbătrânețe. Cum e îmbătrânețe? Că e mai mică tine. E tânără. Da, octa. Vă suportă pe careva? Îl suportă pe octa calare? Nici să nu suporte. Lasă. Nici pe mine nu prea suportă. Da, mă, dacă ții tu acum de gură, octa se poate sui? Nu sus octa. E frică? Ți-e frică? Dar n-am făcut, nu-s fac nimic, au fost. Nu ce, am bala. Nu. Bă, vezi că vine tata cu Mișu. Opa. Vine Opa. Mișu. Du-o acolo, spata. Vine nașul, bogătaș. Hai, du-te, că vine și cu Uite aici, Nia, două. Du-te. Uite acolo, două, te rog. Da, că nu mă munte, mamă. După pepăr. Du-te. După, dar n-ai putere să o ții când ajunge Mișu. Turina. Cum să n-ai pe putere, mă, dar e radiator. Ce radiator e? Ce radiator e? Vreau să fiu. Ai vrea să fie radiator? O, Maradona Junior! Ai, fix la mea cuvia. Hai, mama, să ajută-mă. Nu vreau. Am vezi nu dai cola din față. Și eu duc. Nu trebuie să te panichezi. Dar nu umblă cu unei sau. Nu dacă am nici grea. Nu urinează deloc, nu nimic. Mișule, îmi pare rău. Toate vreau mie pregătirea pentru... Îmi pare rău pentru tine. No. El e armăsarul de ponei Mișu. Nu. Da. Mișu îl cheamă. Dă-o mai pe ea mai încolo. E a domnului Iosef, e pe Valea Miții, de la Zalău. Așa. Valea Miții, de la Zalău. Domnul Iosef e proprietarul. Și soția dânsului, doamna Simona. Ei sunt proprietar la ponei. Rămâi acolo. Eu zic că să zic pe filmare, dacă îl prezentăm, că e de vânzare. Așa. Deci el e de vânzare, e 3.000 de lei. Are la el ham, are căruță, are tot. Dar el gol, așa cum îl vezi, e 3.000 de lei. Da, e foarte cu minte, văd. Dar e extraordinar de cu minte. Păi, dar la Zalău mi se pare că duce moșul, când e moș Nicolae. Mi-are cu trăsurica la Zalău și duce moșul, știi? Puneiul ăsta a fost și la Călăraș odată, a fost cu el, domnul Ioji, cu soția. Am înțeles, da. Și-o dus, a fost când îl speli. Când îi speli 24 de carate, unde e alb, e alb, unde e negru. Aha. Ei vreau să-l vând, armăsar. Deci un tărcățel foarte frumos. Cât timp are acum? El? Da. 6 ani? Foarte frumos. Cam așa. No, el ar fi bun la o tombolă.
Cum? A fi bun la o tombolă de expoziție. La o tombolă, un bunic care merge la telaj, merge cu minte, montează iepe, dar nu are legătură, că un alt armă sară, acum nicum e el, sare pe tine, mă, te mușcă. De cu piciorul te rupe, dar asta nu e un ponei cu probleme și cu deviații de comportament. Păi s-a văzut acum. Ea l-am adus să montez poneița cu el, că nu așa ne trebuie un mânzug din jița asta. Și din cai cu minți, care se te poți înțelege cu ei. Uite, acolo în el habitatul lui, sunt pe pripon. Uh-huh. Nu orice ponei stă pe pripon. Uite-l cum se agită, cum nechează, cum face, dar el de fapt nu are treabă cu oamenii și cu, știi? Și cu alte animale. Nu. Deci ăsta e poneiul Mișu și e de vânzare. Mm-hmm. Dacă cineva e interesat, 100% garantat de ham, de șa, de tot ce trebuie. De montă, de tăcii. Și da, putere 100% are mai mare ca o poneiță, că e mascul oricum. Are arche la el, are pașaport, are acasă și o trăsurică, ham. Sau să zvârle după poneiță sau... Pe ponei ăștia au și deviații de comportament, cât e unul ăsta. Prinde coptilul de falcă, dar ăsta e armăsar care a montat în viața lui. Nu o ia pe două. Mere cu căruța, mere cu tăchii. No, bun. Cu asta totul la sfârșit, să ne vedem cu bine sănătoși. Gata. Multă sănătate, Stelica. Acum poți să dau corda. Da, da. Nu, corda de biciu. Vrei să o dea la corda? Opta. Ai, da, ai să ai corda. Multă sănătate, Cristi, sănătate. Ciao. Actor din Dent Brădulescu. Da, auzi, cum ai zis? Actor din Dent Brădulescu. Păi... Înăscuț! Aha! Da, mă! Pune-l pe ochta sus pe poneița ta. Da, mă, vreau! Da, mă, vreau! Du-l acolo locul lui, du-l ascuț, nu să nu-l moreze. Să-l duc pe Cristi acolo lângă sunat. Da, Cristian, cât ai de filmat căluț și ce mai avem pe acolo? Acum merem să facem un film de promovare la Bisad, la Mădăras și la prietenul nostru, Alin Blaga. Așa. Așa ne-am propus astăzi. Da. Acum tu, noi suntem la jumătatea distanței între Dej și Maramureș, Baia Mare, zona asta, așa. Și am zis că să facem o retrospectivă și o explicație a cum trebuie să fie și ce calități trebuie să aibă un prezentator. În primul rând, un prezentator nu are voie să fie analfabet sau semi-analfabet. Aia n-ai voie. Trebuie să fie om cât de cât învățat, om cu școală, să fi citit ceva cărți. Și în momentul când rostești la microfon anumite chestii, trebuie să ai punct, să ai virgulă, să ai intonație, să ai dexteritate, să ai flair. Cu aceleași cuvinte poți și jigni un om și îl poți pune și într-o umbră frumoasă. Umbră frumoasă, ai mai auzit? Este... Pe lângă astea, pe lângă faptul că din limba română trebuie să știi 90% din cuvinte și să le știi pune în context, pe lângă asta trebuie să știi și un pic de geografie. Un exemplu, nu poate veni un individ de la Brașov și tu să crezi că lui din, ce știu, din Maramureș, de la Bixa sau de la Siget. Sau trebuie să știi să faci legătura proprietar-cal. De unde e proprietarul? Cine e omul? Ăla e omul de acolo? Ce cal are? Așa, ce rasă? Așa? Că nu tot timpul ai speech-ul în față. Și sunt momente aici, știi cum e cu prezentatorul? Aici e ca și când emisiunile astea la televiziune în direct. Ești în direct la televiziune, nu e emisiune filmată acum și o pune peste două săptămâni. Ești în direct, acolo pune, știi? Și atunci te faci de cacao. Te faci de cacao cu omul, nu știu de unde, sau...
probabil că omul are acasă foarte multă muncă, nu a venit cu calul tocmai pregătit sau trebuie să faci legătura cu ce are el acasă și care sunt motivele pentru care la expoziție omul are prestația aia. Nu reușit să potcovească calul, dar l-a făcut cu un pic de ulei pe copite. Nu reușit să potcovească. De ce nu reușit? Că la casa are 1000 de oi. Înțelegi? Da. No, orice expoziție e un eveniment festin. Un eveniment festin. Nu ai voie să faci caterincă de oameni. Deci caterincă din om nu ai voie să faci sub nicio formă. Hai că faci o glumă de bun gust cu un prieten foarte apropiat sau cu cineva care savurează gluma sau așa, dar nu poți pe tot minutul face caterincă și e foarte urât să faci caterincă de cei mai slăbuți. Mai slab îmbrăcat, mai slab pregătit, mai slab, știi? E urât să faci caterincă despre oamenii ăștia, știi? No. Deci cam astea. Plus de asta trebuie să drămuiești, să drămuiești evenimentul. Nu le închinzi și le bâșbui mult. Nu le închinzi și le bâșbui mult, nu ai voie să răgnești. Păi nu ai voie să răgnești, răgnești, dar fără microfon, că atunci înseamnă că, bă, n-am microfon, s-o strica stația, nu mai sunt baterii, nu mai este curent în stație. Stația gata, nu mai are sursă și atunci răgnești să te audă și ultimul din expoziție, știi? Dar să răgnești de-a dreptul la microfon, să te auzi tu pe tine de acolo, de aproape, să-ți vină rezonanța, nu prea e regulă. N-am, eu n-am treabă cu nimeni. Acum, să nu creadă cineva, că sunt mulți prezentatori în România, 4, 5, 6, cât suntem, nu am treabă cu nimeni și nu fac atac la nicio persoană, că niciunul nu-mi dă, nici nu mie, nici nu are ce. Fiecare cu numele lui, cu ce-o putut, cu ce-o făcut, cu ce... Nu, n-am de împărță cu nimeni nimic, știi? Asta e ideea. Nu poți să fii un prezentator de calitate și la expoziție să meargă lumea cu un gust dulce dacă nu ai în spate ce trebuie, un bagaj de cunoștințe. Trebuie un bagaj de cunoștințe ca să cunosc câți cai cunosc și proprietari câți cunosc, am investit foarte mult în drumuri, în ani de zile. Dar dacă, de exemplu, să zicem, da. îți zic un mânz. Da. Sau zic un cal, tu știi calul. Mă, unde cum e? Să zic, să ne lămurim un pic. 95% știi. Tot timpul când o fost piese de competiție și când o fost piese efervescente și care am crezut eu că merită să le bag în memoria mea, 100% le-am băgat. Am înțeles. Deci există undeva o iapă care mie mi-e dragă și o văd că e calitate, e împerecheată cu un cal. 100% produsul ăla când se fată, eu voi ști despre el. 100% produsul ăla când se fată, eu voi ști despre el și voi face legătura la retată pe ăla și ghinia pe aia. Acum, orice nou nem și orice mânz din păsat e să fată un mânz, știi? Nu am eu treabă, nu mă bag eu, că e memoria mea prea mică, nu știu de cât e, că e puțin giga. Cât giga? Nu știu. A? Nu știu. Ai acolo ceva dual core, ceva... 2-300 de giga. Pe ce crezi? Sau 100 de giga, sau cât? Ai, poate vreo 10 tera. Mai eu mă las cu giga, nu mă bag chiar la tera. Ba, trebuie să te bagi la tera. Mă las numai de giga. Ba, te bagi la tera, știi de ce? Că imaginea cu cât e mai mare, cu atâta... 200 de giga, mi-s destul. Mere informație multă pe atâta. E, nu mă... Fii atent. Să-i. Imaginea cu cât e mai clară, cu atât e mai mare. Da. Știi? Eu de-aia spun eu un prezentator. Iar nu, eu despre mine zic. N-am cum să fiu prezentator pe bani subțiri. N-am cum să fiu prezentator pe ceaune și pe beri, că îi bea două beri sau un suc lemon și un ceaun și că ce știu ce. Păi eu am acasă la mine treabă multă a mea. E în gospodăria mea, am treabă multă. Ce treabă ai? Ce este într-o gospodărie? Ce este într-o gospodărie mijlocie, nici nu mică, nici nu mare? O gospodărie de nivel mijlociu. Este treabă, e făcut, mai ales că și cu serviciu. Fân. Păi și fân și agricultură tot timpul. Primăvara e campania de primăvară, după aia vine fânul, ai terminat cu fânul, te ocupi la pregătit terenul toamna, îți decurăță saivanele, îți e făcut, îți de-a dus lemne, îți multe chestii de făcut. Cum? Dar tot timpul ai de făcut. Aici e un ciclu continu. Cum? Deci pe când să te duci la mare, ai de lucru, nu? Nu, este timp și pentru mare, se face, știi? De-aia nu pot să-mi permit să mă duc alandala, aiurea, mă cheamă unul și altul, știi? Mă duc dacă-s remunerat. Dacă-s remunerat, o fac. Ți-o cânt pe cea mai tare dacă îmi dai o felicitare. Dar așa e numai să ne trezim la masă,
Eu acasă la mine am ce-mi trebuie, de tăte. Dacă vreau să mânc un grătar, îl mănânc. Dacă vreau să fac un ceaun, îl fac. Fac în tătă zoa ceaun dacă vreau. Focul de sus ceaunul să mai gata, că și lemnii amuscate. Înțelegi? Nu-i problemă. Magazine alimentare sau marketuri de astea sunt foarte aproape, la 15 minute. Înțelegi? Dacă vreau frigiderul să nu se gate berea din el, poate să nu se gate, nu e o problemă asta. Sau un par de vin sau, știi? Dar nu poți, nu poți așa numai să te trezești. Cred că asta cu prezentatori, prezentatori de sezon sau prezentatori de carton, li se potrivește celor care nu au pe acasă alte activități. De exemplu, te trezești dimineața, ți-ai dat frumos barba jos, cu un pic, nici nu trebuie scump, un pic de 5 lei, ți-ai tupat, te-ai dat cu spumă, ți-ai dat barba jos, ți-ai făcut un duș, te-ai îmbrăcat, te-ai dus. Poți să vii după o săptămână, că tot așa găsești, ce-ai găsit, dacă ce-ai lăsat, tot aia. Atunci, da, domnule, poți mai reprezentator, poți face. Înțelegi? În felul ăsta poți să-ți și mărești bagajul de cunoștințe. Eu în momentul ăsta, astăzi, nu mai am timp să citesc și să lecturez și să umblu. Dacă ar fi să o mai iau de la zero și să fac zecile de mii, sutele de mii de kilometri ce le am deja făcuți, ca să văd mărfuri, oameni, treburi, dacă mă duc în Maramureș, mă cunoaște toată lumea. Dacă mă duc în Muntenia, mă cunoștesc. Dacă mă duc în Bihor, Banat, Timișoara, mă știu tăți, înțelegi? În Bucovina la fel, în Covasna, Harghita la fel. Dacă eu la chestiile astea o fac nevoie de ani, o fac nevoie de drumuri, kilometri, mii de kilometri. Înțelegi? Și la mine acasă a fost câteva lume, nu pot să zic că a fost toată lumea pe care îi cunosc sau care mă cunosc ei pe mine. Dar eu am fost la mulți acasă. Eu la multe persoane acasă la ei am fost. Înțelegi? Să vezi că ai. Da. Să văd cai, să știu, să văd ăla de unde, ăla cum, ăla din ce linie face parte. La care-i descendență, cu ăla la care-i situația, știi? De-aia spun că nu-i simplu și nu la care-i se potrivește. Înțelegi? Nu. Acum știi care-i treaba, Cristi? La adresa prezentatorilor din România se pot face și critici destule, dar se pot face și laude și anumite afirmații pozitive, mult pozitive la adresa unora. Dar nu dau nume și nu mă bag eu și nu catalogez eu pe nimeni. Nu catalogez eu pe nimeni și nu mă bag în ăsta. Să fie sănătoși, adică să fim sănătoși cu toții, să facă fiecare după numele lui ce are și cum are, nu ne băgăm la... No. Unde am fost chemat, îți spun sincer că mă străduiesc și am vrut și vreau să mă duc la expoziții, dar m-aș bucura să nu fiu chemat, adică să fiu chemat, dar de foarte puțină lume și de care sunt chemat să fie oameni de calitate și mă feresc așa să fiu ceva uzual, așa ceva de tătă ziua. Sâmbătă de sâmbătă la expoziție și duminică de duminică și dacă nu e expoziție și eu sunt acolo să sufăr ca și cum mi-aș tăia unde ajut sau cum mi-ar curge oțet în ochi. Înțelegi? Nu-s așa. La o expoziție pe lună, dacă mă duc, e suficient? Nu. 100%, deci nu-i regulă că dacă nu-s prezentator la expoziție, eu nu mă duc acolo. O să mă duc la și la alte expoziții, dar să am un scop. Să am un scop în zona aia. Uite, de exemplu, anul trecut îți mărturisesc, m-am dus la expoziție la Negreni. Băiatul de la Negreni m-a chemat prezentator, hai Steliane, te rog să vii, facem, totul e ok. Am avut de întâlnit, eu trebuie să mă întâlnesc cu un băiat de la Oradea, acolo la Negre, m-am întâlnit cu un băiat de la Oradea, că am avut de luat ceva dividende, știi? Da. Am avut ceva dividende, ceva păr sociale de luat, no. Și dacă așa a fost situația și ne-am dat întâlnire la Negre, acolo m-am dus, că am știut că intru în posesie și nu, trebuie să te duci, că aia lui, știi? No, eu la băiatul de acolo, Andrei, cu vreo... două săptămâni înainte, i-am zis că nu pot să mă duc, că am în ziua aia alte activități pe la serviciu, salte, nu pot să mă duc, dar între timp s-au schimbat treburile, ăsta m-a anunțat că vine cu iepurașii, opa, e mers că, știi? Dar m-am dus acolo frumos, am băut și o bere, am băut ce-a fost un vin sau un par de apă minerală, normal că m-am întâlnit, am intrat în posesie, da? Nu, dar zic că te-ai întâlnit și cu băiatul ce-a organizat acolo, l-ai salutat. Da, bineînțeles, cum? Dar cum? Fără discuții.
N-are legătură, sau nu înseamnă că dacă nu-s prezentator nu mă duc. Mă duc dacă am un scop. Știu că în zona este un mâns frumos sau este un cal care mi-l doresc și știu că îl scoate la expoziție acolo, 100%-s prezent. Mă duc să văd, mă duc să știu, mă duc să știi. Da. Dar așa numai să fiu la expoziție, nu mă duc, că nu am timp, efectiv nu am timp. Nu am timp. Deci te-am zis, trebuie să știi rasele, trebuie să știi vârsta, cât e cât e la el, trebuie să asociezi proprietarul cu calul, trebuie să știi omul de unde-i. Cine e omul ăsta? De unde vine? Ce are el acasă? De ce nu îi ștergi păpucii? N-are păpucii dați cu cremă. De-aia nu are dați cu cremă, că el de la mulți, când a venit, pac, s-a îmbrăcat, s-a spălat, s-a îmbrăcat, a plecat. O omis chestia aia, dar tu trebuie să o pui într-o lumină frumoasă. Da, dar oricum calul e frumos, omul are grijă de cal. Exact. Avem cai frumoși în România. Super. Crescătorii de cai se tot perfecționează. Da, da. Nu bine zic? Da. Se perfecționează, își dau interesul să aibă cai frumoși. Băi, nu știu, fii atent ce se întâmplă, ce am remarcat. În România caii s-au scumpit foarte tare. Deci părerea mea că prețurile astea care sunt acum nu acoperă adevărul. Adică îs peste adevăr. Înțelegi? Da. Îs peste adevăr. Dau un exemplu, dacă un cal merită 4-5.000 de euro, deja dacă zici pe el 7-8.000, e peste limitele bunului simț și peste adevărul adevărului. Știi? Acum niciun cal care totuși e valoat la 5.000, să zici 2-3.000, eu nu știu, o ciufală, o recleală la adresa omului, nu e în regulă, știi? Nu e în regulă să nu acopere adevărul și să-l subestimezi un individ. Dar nici ce acum 7, 8, 9, mii și avioane, da, m-am înțeles la frizien, la cai de spor, la cai cu palmares, are câștigate competiții sau, știi? Nu, no, dar un cal așa că l-ai luat de ață, l-ai din grajul ăsta cu 5.000 și mâine vrei 8.000 și astea nu. Eu nu le văd sănătos. Cine a fost ăsta? Nu știu. Mom. Mom sau mon? Da. Cam asta e, Cristi. Da. Domnul Silică, ce să zic? Mai vorbim între timp, facem încheiere. Mai vedem. Mai vedem. Te salut. Servus.